Bună ziua, mă scuzați. Ziua. Ia. Ia. Salutare la toată lumea. Bună ziua. Bună ziua. Tot văd că suntem pregătiți și suntem prezenți, se pare, mai vorum. L-aș ruga pe domnul secretar să înceapă ședința. Bună ziua, am auzit. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. O, ce prezență avem astăzi. Microfonul, domnul secretar. Ia zi un pic, Lidiu. Bună ziua, cum începe, da? Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local, convocată pentru astăzi, 14.02.2022, în baza dispoziției primarului orașului Avri, numărul 88.09.2022. Ședința este statutară prin prezența unui număr de 15 consilieri, din câte văd eu, sper să nu mă înșele. Lipsește domnul Gavrilă și domnul Lăzăroaie. Și domnul Lăzăroaie. Bun. Domnul Gavrilă, am văzut că s-a conectat și a ieșit. Fac precizarea că pe ordinea de zi avem 14 proiecte de hotărâre și un proiect de hotărâre suplimentar. În conformitate cu prevederile ordonanței 57/2019, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31 ianuarie 2022. Cine este pentru? Și Leo, colegul Leo Klinga îi lipsește, cred. Așa este. Da. Unanimitate. Ședința de astăzi va fi condusă de către doamna Sanda Grigoraș. Vă rog, doamna Sanda. Mulțumesc. Domn primar, vă rog frumos să supuneți la vot ordinea de zi. Microfonul. Bună ziua, bine v-am găsit în această ședință, tocmai de ziua îndrăgostiților, la mulți ani tuturor, să vă iubiți și să fiți iubiți. Avem în față o ordine de zi din 14 proiecte de hotărâre și, așa cum specifica și domnul secretar, un proiect de hotărâre suplimentar. Dacă sunt discuții, cine este de acord cu ordinea de zi cu suplimentarea cu un proiect de hotărâre? Vă mulțumesc. 16 voturi pentru 17. Se pare că suntem toți, domnul secretar. Așa e. Cu excepția domnului Leo Klingais. Leo Klingais. 16 voturi pentru. Se aprobă ordinea de zi. În continuare, o să-i dau cuvântul doamnei Sanda Grigoraș ca să conducă această ședință. Mulțumesc. Primul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Avril pe anul 2022. Inițiator, primarul orașului Avril. Avizul comisiilor. Buget finanțe avizat. Juridic avizat. Avizat. Da, aici avem și un amendament inițiat de domnul primar. Da, vă mulțumesc. O să-i dau citirea acestui amendament.
având în vedere că până la această dată nu a fost aprobată hotărârea de guvern care prevede costul standard pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, aferent pentru anul 2022, propun următoarele modificări. De la venituri, cod 110202, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate. Învățământ, am retras suma de 988.000 de lei. În proiectul de buget, această sumă a fost cuprinsă la nivelul anului 2021. Și de la cheltuieli, am retras aceea sumă, 988.000 de lei. Până la data publicării costului standard, finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii ale unităților de învățământ subordonate se va realiza exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2022. În mare, despre ce este vorba? Știți că în fiecare an, pe lângă costul standard pe care îl primim de la guvern și care în acest an a venit, noi finanțăm cu o sumă bugetele școlilor, îl suplimentăm bugetele școlilor, în acest an fiind vorba de suma de 367.000 de lei, dacă nu mă înșel eu. În acest moment, școlile și în luna ianuarie au funcționat pe acel buget pe care îl asigurăm noi de la Primăria Orașului Abrig și imediat ce va veni, vor veni sumele sau va exista hotărârea de guvern de alocare a sumelor, aceste sume le vom reîntregi bugetul. În mare, la învățământ, noi am prevăzut în acest an suma de 1.350.000 de lei. Ne-am pliat pe anul trecut. Am zis, anul trecut am primit 988.000 de lei de la guvern și am pus noi diferența de 362.000 de lei până la 1.350.000. Sau, da, 362.000 am pus. În momentul în care vine, noi am făcut calculele, probabil vor veni undeva mai mult, peste milion, dar trebuie să vedem scris și publicat în monitorul oficial ce sume ne vin. Aceste sume, dacă este posibil și ne acceptă trezoreria, le vom prelua cu o dispoziție de primar, ducem acești bani la învățământ, acolo unde li locu, și aceeași problemă ar mai fi și cu masa caldă. Deci și acolo, numai că aia încă n-am prevăzut-o, o să venim cu rectificare. În următoarele, masa caldă, să zicem, o avem prevăzută, este publicată și în monitorul oficial, dar nu a venit încă decizia clară de la finanțe de a primi banii. Proceduri administrative. Deci așteptăm încă hotărârea de guvern de alocare a sumelor pentru învățământ, tocmai de aceea le-am retras. Noi am... Știți foarte bine că la primele discuții, în data de 11 februarie, am propus să avem bugetul, am zis să-l împingem până în 14. Azi de dimineață ne-au notificat și finanțele că n-am votat bugetul în termenul prevăzut și până îl votăm, ne sistează alimentarea cu cote defalcate din impozitul de venit și TVA. O să stăm sistați o zi, nu o să pierdem absolut niciun ban, pentru că aceste cote defalcate vin la începutul lunii. Pe de altă parte, bugetul ați văzut care este structurarea lui. Marea provocare a acestui an este cofinanțarea de către bugetul local a proiectelor cu finanțare europeană. Avem o cofinanțare de peste 4.900.000 de lei, aproape 5 milioane de lei, aferentă celor trei mari investiții pe care le derulăm pe raza UAT Avrig, pe proiecte europene. Cea mai mare sumă ne vor înghiți de pe bugetul local, ne va înghiți în acest an creșa de la școala generală din Avrig și de asemenea cofinanțarea de la liceul din Mârșa și de la grădinița din Sticla. De asemenea, mai pot să fac niște precizări. Lista de investiții, după cum ați văzut, noi am păstrat, cu toate că a trebuit să ducem o sumă foarte mare de bani în cofinanțarea acestor proiecte europene, am reușit totuși să avem și o listă de investiții a orașului,
finanțată integral din bugetul local, o aveți în față. Singura modificare pe care v-aș propune eu acum și am discutat, o să schimbăm doar un titlu și vă spun de ce. De la investiția reparații acoperiș primăria Avrig, să mergem reabilitare clădire primărie. Au apărut normele de aplicare pe PNRR la reabilitare energetică și încercăm să vedem dacă ne putem plia să depunem clădirea primăriei pe reabilitare energetică doar, că nu dă restul de finanțare și restul de reparații. Strict reabilitare energetică, aia însemnând, știu eu, termosistem dacă este cazul, izolatul podului, geamuri, uși, instalații termice și instalații electrice. Și atunci să schimbăm titlul din lista de investiții, rămâne generic pe primărie, reabilitare, clădire, primărie. Dacă vom reuși, am dat în studiu, pentru că este în dezbatere publică, nu știm încă ce modificări mai vine, am dat în studiu la un proiectant să vedem cum ne pliem și dacă vom deveni eligibili pe această posibilitate să mergem și cu clădirea primăriei la finanțare pe PNRR. Discuții din partea dumneavoastră, vă rog. Atunci să punem la vot amendamentul? Păi dacă nu sunt discuții, eu zic să supuneți la vot amendamentul acela de diminuare și de la venituri și de la cheltuieli cu suma de 988.000 de lei și exact cum v-am spus, dacă o putem face prin dispoziție de primar, luăm banii, îi ducem la învățământ, dacă nu, o să venim în fața dumneavoastră peste o săptămână, două, nu știu când va fi, trei zile, cinci zile, să facem rectificarea. Și încă ceva aici, dacă voi da dispoziția de rectificare bugetare pe care noi o să o validăm mai târziu, o să completăm sumele la învățământ până la 1.350.000 cât ne-am propus să le dăm la învățământ anul ăsta. Pentru că dacă vom primi mai mulți, diferența o voi duce în rezerva bugetară ca să completăm partea de investiții de la Mârșa. Deci reabilitare alei, stăm destul de puțin acolo și noi estimăm din calculele care le-am făcut noi că vom primi 100.000 sau aproape 100.000 în plus față de anul trecut. Tot ce este mai mult de 988.000 de lei, cum vă spuneam, o ducem în rezerva bugetară, nu direct pe investiție, rezerva bugetară, urmând ca ulterior să o trimitem către investiția de la Mârșa. Alte discuții de la dumneavoastră. Acum știu, am avut dezbatere, am vorbit cu fiecare dintre dumneavoastră, dacă sunt neclarități. Mă bucur că toți sunteți de acord cu bugetul propus, e drept. Așa cum v-am spus, l-am discutat și cu dumneavoastră, dar mă bucur că creăm această majoritate sau unanimitate în jurul bugetului pe acest an. Te rog, Dani. Pentru că nimeni nu vrea să se înscrie la cuvânt, mă scriu eu și mă rog să ne vedem cu toate obiectivele duse la îndeplinire. Mulțumesc! Mulțumim pe și văzute pe buget, bineînțeles. Da, desigur. Dacă nu mai sunt discuții, aș ruga-o pe colega noastră să supună la vot proiectul de, sau să supună întâi amendamentul la vot, după care proiectul în ansamblu. Ok, supun la vot amendamentul inițiat de domnul primar. Nu văd pe doamna Dagmar. Și lipsește domnul Kringais. 16 voturi pentru. O întrebare scurtă, păi și legat de titlul reabilitare acoperiș în reabilitare... Aia se schimbe doar pe listă, ca să știți, a fost o informare. Okay. Deci lista e titlu, nu e vorba de sume, nu nimica. Da. Okay. În loc de reparație acoperiș clădirea primăriei, spune reabilitare clădirea primăriei. Ok.
Na, atunci să punem la vot proiectul împreună cu amendamentul. Cine este pentru? Aici pe votul pentru. Vă mulțumesc, stimați colegi. Proiectul numărul 2, privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local, inclusiv activități autofinanțate și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2021. Avizul comisiilor? Buget finanțe avizat. Juridic avizat. Comisia de cultură avizează. Discuții? Supune la vot? Dacă am votat bugetul. Cine este pentru? Numai puțin, că domnul Paraschiv, nu vă vedem. A, da, da, ridicam mâna. 16 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 3, privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ de universitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a orașului Abrid, județul Sibiu, aferentă lunilor decembrie 2021 și ianuarie 2022. Avizul comisiilor? Buget finanțe avizat. Juridic avizat. Cultură avizat. Discuții? Cine este pentru? Pe voturi pentru. Doamna Dagmar, nu v-am văzut. Deci mai departe? Deci 14 voturi, doamna Dagmar, n-am văzut-o. Bună ziua! Am probleme cu internetul. 15 voturi pentru. Și domnul Klingais. Și domnul Klingais acum. Bună ziua! 16 și o abținere. Am probleme cu pizza, nu cu internetul. Pa. Proiect de hotărâre numărul 4, privind restituirea sumei de 254.683 de lei, precum și plata cheltuielilor de judecată în sumă de 5.400 de lei către SC Geiger Group România SRL, ca urmare a deciziei civilei numărul 2567/2021 emisă de Curtea de Apel București din dosarul numărul 6.363/3/2020. Discuții? Aici, domn primar, ne avizele. Nu vă auzim, domn primar. Microfonul. Mă scuzați, am vrut să explic eu puțin proiectul de hotărâre. Pentru colegii care sunt mai vechi în Consiliul Local, probabil își aduc aminte controlul Curții de Conturi din anul 2019. În urma controlului Curții de Conturi am fost nevoiți să emitem o dispoziție de impunere către Geiger pentru în urma unei autorizații de construire. De la acel moment au fost mai multe suspiciuni în această privință, în sensul că redevențele pentru exploatare se plătesc de către cei care exploatează direct la statul român, la resursele minerale ale statului român. Și către primăria orașului Abrig, toți cei care au activități de balastieră plătesc doar explorările. Deci, efectiv, acei 2-3 metri pătrați în care verifică dacă este balastru dedesubt. Ei, Curtea de Conturi ne-a impus să dăm o decizie pentru că Geiger-ul, în urma exploatării de la Săcădate, nu avusese în prealabil 2 metri pătrați, 3 metri pătrați, o autorizație de explorare. De atunci am știut ce se întâmplă. Geiger-ul ne-a plătit în acel moment suma, n-a ezitat, ne-a spus la mediere cu Curtea de Conturi, ne-a spus din acel moment că se va duce în instanță pentru că nu e la primul proces pe care l-a câștigat de acest fel. Ca dovadă, o și câștigat acest proces. Noi ne-am folosit de banii lor 2 ani și jumătate. Acum va trebui să-i considerăm
un împrumut. Un împrumut cu dobândă, că nu este chiar un împrumut, pentru că legiuitorul a pus în sarcina noastră și cheltuielile de judecată făcute la Tribunalul din București, pentru că nu, ne-au dat în judecată direct la București, la Curtea de Apel București. Deci noi n-am câștigat niciun proces cu ei, din câte știu, parcă am câștigat un proces cu ei. Am câștigat primul proces, da. Pe fond, exact. Numai că la 8.000, la 15.000 e o dobândă rezonabilă. Nu chiar. Da. Asta este. La acel moment ne-am bucurat foarte tare când am încasat de la Geiger 200 și ceva de mii de lei într-o zi. Cred că am încasat mai mult, pentru că, domnul secretar, eu cred că am încasat vreo 300 de mii. Așa era decizia de impunere. Însă așa au făcut calculul legiuitorul. În parte le-a desfințat decizia, ne-a dat și nouă cheltuieli de judecată și din 300 și ceva de mii care i-am încasat noi de la Geiger, trebuie să le dăm înapoi acum 254 de mii. Plus cheltuielile de judecată, adică aproape. Da. 7.300 și 8.100, da. 15.400. Dar ce să facem? Este decizia Curții de Apel de la București. Corect. Aș vrea să cer și avizul comisiilor, că am omis în acest proiect. Juridic avizat. La buget, finanțe avizat. Alte discuții, dacă mai sunt. Și la cultură avizat. Dacă nu mai sunt alte discuții, eu rog pe colega noastră să supună la vot proiectul de hotărâre. Nu, supunem la vot. Cine este pentru? Pe voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 5, privind actualizarea metodologiei de calcul a chiriei lunare aferente locuitorilor pentru locuințelor pentru tineri situați în blocul Anelete 2 Mâșa, strada Carpaz numărul 2, respectiv corp A și corp B, strada Cinder numărul 4. Avizul comisiilor? Buget finanțe avizat. Juridic avizat. Cultura avizat. E o metodologie aici. Simplu. Discuții? Spunem la vot? Cine este pentru? Comisiile. Ah. Avizul comisiilor. Avizul comisiilor. Am spus mai înainte la buget finanțe avizat. Da, s-a cerut. Avizat. Avizat. Numărați, domnul secretar. 18 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 6, privind propunerea de modificare a criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în orașul Avril. Avizul comisiilor. Finanțe avizat. Juridic avizat. Cultura avizat. Discuții? Și aici apar niște mici modificări. De exemplu, valabilitatea cererii crește de la 36 de luni la 60 de luni după depunerea cererii de închiriere pentru blocuri. Pentru și a vârstei la care se aprobă cererea, nu? Și vârsta, nu? Vârsta este aceeași. De 35. Vârsta rămâne de 35 de ani la care poți să îți depui. Deci până înainte de 35 de ani trebuie depusă cererea. Ce să faci? Să prelungește termenul până la care poți primi, în cazul în care ai depus cerere, poți primi până la vârsta de 40 de ani locuință dacă ai depus cererea înainte de 35. Punem la vot? Da. Ne este pentru? 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 7, privind aprobarea devizului și antemărsurătorii lucrărilor de îngrijire și a lucrărilor de cultură, refacere a pădurii, aparținând orașului Avril, întocmită de Ocolul Civic Izvorul Florilor RA, pentru anul 2022. Avizul comisiilor. Buget finanțe avizat. Juridic avizat. Cultura avizat. Discuții? Îl avem alături de noi și pe domnul Prodan.
Da, dacă îmi dați voie, bună ziua. Deci este un deviz și o antemăsurătoare aprobată de Garda Forestieră, conform legislației în vigoare. Este un deviz mai mic decât anii trecuți. Astea sunt lucrurile care trebuie făcute în pădurile orașului Avrig. Cred că nu sunt probleme. Vă mulțumesc. Mai sunt discuții? Supunem la vot? Cine este pentru? Domnul Halmaghi. Da, 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 8, privind aprobarea volumului masei lemnoase și a modalității de valorificare a acestuia pentru anul 2022. Discuții? Buget finanțe avizat. Juridic avizat. Și la cultură avizat. Discuții? Nu, mă, domnul Prodan, dacă are să ne spună ceva, dar rest, nu, cred că, nu cred că am ce să vă spun, de pentru că dacă vă uitați pe adresa de anul trecut, este exact aceeași redactare, aceeași cantitate de masă lemnoasă. I-am dat un copy-paste și am schimbat anul. Deci, mai multe nu pot să vă zic. Așa, dacă cu exploatarea au fost mai puțin decât sunt propuse, aia e cu totul altceva, dar... Domnul inginer, o întrebare scurtă. A crescut solicitările pentru masa lemnoasă, lemnul pentru foc? Ați crescut solicitările? Nu am crescut noi solicitările, au fost crescute de către cetățenii Avrigului și comunelor sau satelor aparținătoare. Da, într-adevăr, după scumpirea energiei electrice și a gazului și a tuturor zvonurilor și așa mai departe, într-adevăr suntem bombardați cu cereri pentru lemn de foc, pentru căzirea locuințelor. Le acceptăm, sper să le onorăm, prețurile au rămas aceleași ca anii trecuți, deci nu s-a modificat niciun preț. Pentru că este păcat ca să poți să pui câțiva lei în plus omului când el și așa acum este năcăjit și vai de capul lui și speriat totodată cu prețurile energiei. Domnul primar, aveți cuvântul. Am vrut să-i pun o întrebare domnului inginer. Vă rog. Dacă știți cantitatea solicitată de populație anul trecut. Da. Acum o vedem. Noi am spus că dăm un maxim de 10.000 de metri cubi. Nu. Dacă aveți câte cereri ați soluționat anul trecut și în ce volum? Vă spun cu date concrete, deci pentru populația orașului Avrig s-au livrat 5.246 metri cubi lemn de foc. Oho. Asta am vrut să înțeleagă colegii noștri consilieri, că Ocolul Silvic s-a asigurat în acest an de creșterea cererilor. Deci și-a făcut asigurarea de la începutul anului. Problema este să poată să scoată și lumea să aibă înțelegere că 10.000 de metri cubi sau maxim 10.000 de metri cubi nu le scoți ușor și vor fi anumite decalaje la livrarea lemnului către populație. Sunt două lucruri importante de menționat aici. Faptul că prețul pe metru cub a rămas același. Și totodată am crescut și cantitatea pentru a satisface nevoile tuturor cetățenilor. O ultimă întrebare pentru domnul inginer. Mă rog. Lemnul mai valoros, lemnul pentru construcție. Acum aveți posibilitatea să oferiți cantitate mai mare, având în vedere că construirea în perioada asta a început să crească, să explodeze? Lemnul de construcție a rămas și pentru lemnul de foc și pentru lemnul de construcții. Deci toate prețurile au rămas aceleași ca anii trecuți. Acum, din partea locuitorilor Avrigorului, anul trecut nu știu că am primit mai mult de 60 de metri cub cerere pentru construcții. Cam între 60. Ca să înțelegeți de ce este așa, domnul coleg, cetățenii care își construiesc apelează direct la gatere, care își cumpără
cantitatea de lemn la licitație din pădure. Să dar zic că lucrul s-ar fi fasonat. Totodată ar trebui să se reflecte și în pădurea, și în pădurea Vrigului, nu? Da. Totodată mai trebuie menționat ceva și aș vrea să, ca eventualele discuții de la sfârșitul anului, faptul că noi păstrăm aceleași prețuri la lemnele de foc, la lemnele pentru construcții și nu s-au modificat prețurile, să înțelegeți că este posibil ca profitul de la finele anului, pentru că cheltuielile de exploatare cresc. Să nu credeți că Ocolul Silvic nu va suferi de pe urma creșterii tuturor celorlalte componente. Că aici mă refer la combustibil, la absolut toate. Și eu tocmai ce vreau să-i ofer domnului Prodan un loc la electrică, că poate rămân prețurile ca anul trecut. Da. Nu știu, eu... Da, spuneți. Spune, Dani, te rog. Că tot vorbeam de discuții și profituri. Sincer, dacă... Domnul Prodan, vă salut în primul rând. Ne bucur vă salut. Că sunteți în prezența noastră, alături de noi, într-o ședință de Consiliu. Grosomodo, anul trecut, dacă ne-ați putea spune cam câți bani ați livrat către primăria Vrig, către oraș. Așa, pentru 300. A avea un element de comparație la anul când stăm... Să vedem ce zice domnul primar. Vă da, vă spun, da. Deci 392.000 sau 397.000 de lei. Asta e o sumă, suma totală a încasărilor. Deci nu sau cum? Suma totală livrată. Deci, asta m-ați întrebat, câți bani au fost profit anul ăsta pentru primăria Vrig. Deci Dacă pentru cine s-a uitat atent în cadrul bugetului local, noi am fundamentat bugetul local din acest an și cu sumele provenite de la societățile din subordine. De acord. Am discutat cu domnul Prodan în urmă cu 3 săptămâni când pregăteam bugetul, o lună de zile. Ne-a virat acum la începutul anului 350.000 și mai are un virament făcut de 40 sau de 50 ceva de mii. Deci, domnul primar, domnul Prodan începuse să zic o sumă, eram cu calculatorul. Da, aproape 400 de mii, 390 ceva de mii. 390 și? Și 2.969. Mulțumesc! V-a dat și cu leu. Nu, păi da, până la urmă, asta a fost întrebarea. Perfect. Da. Unul dintre puținele ocoale silvice din țară care a făcut profit, să știți. Da. Bun, nu, ca să avem element de comparație, că ați spus adineaur, domnul primar, că să nu ne minunăm anul viitor că o să existe o diferență. Anul acesta discutăm de 80.000 de euro, grosomodo. Perfect, mulțumesc mult, doar atât vreau să știți. Deci, mulțumesc și eu. Mai sunt discuții? Cu acordul dumneavoastră, avem pe ordinea de zi la diverse o adresă de la Curtea de Conturi legată de Ocolul Silvic, care o putem discuta acum, să nu mai ținem pe domnul Prodan până la sfârșitul ședinței. Vă rog. Vă rog. De acord. Sunt două măsuri acolo, simplu, domnul Prodan le rezolvă și gata. Sunt rezolvate. Da, gata. Sunt rezolvate, clar. Da, este o măsură dată privind penalitățile care trebuiau aplicate agenților economici. Eu cu sinceritate vă spun că am fost împotriva acestor aplicări de penalități, dar măsura Curții de Conturi este măsură Curte de Conturi, s-au facturat penalitățile, s-au încasat, n-au fost mari, cam în jur de 2.000 de fiecare agent economic. Iar cealaltă măsură era cu fondul de regenerare și conservare, în care noi aveam mai mulți bani decât în mod firesc sau în mod normal, în mod legal, datorită faptului că am făcut lucrările silvice și le-am plătit din contul curent. Fondul de regenerare l-am constituit într-un depozit pentru a avea o dobândă mai mare, o dobândă bancară mai mare. Și de aia avea mai mulți bani în fondul de regenerare. S-a reglat, la ora asta fondul de regenerare e zero. Te rog, Alex.
Bună ziua, o întrebare. Puneți. Deci vorbim de penalități de întârziere. Da, păi de este... considerați că nu se nu trebuia să se aplice aceste penalități operatorilor economici? Vorbim de întârzieri mici, vă de spun, câteva zile sau întârzieri mari? Ce nu e întârzieri de 2-3 zile, dar problema este în felul următor. Conform regulamentului de vânzare masă lemnoasă, să scrie că masa lemnoasă trebuie achitată anticipat. Nu acum, achitată anticipat, să vedem dumneavoastră cum o luați. Când am emis factura și omul trimite banii în cont și vin banii după 3 zile, aia înseamnă întârziere la plată, sau pentru că, ce știu, factura a fost emisă vinerea și nu s-a încasat banii numai lunea, sau a fost emisă după ora 1 și s-a încasat a doua zi. Cam astea sunt întârzierile de care vorbeam. Niciun agent nu o să poată să-mi bage banii în cont înainte de emiterea facturii, e clar. Dar aici, bine, am avut ceva divergențe cu Curtea de Conturi, prin explicații, bine, asta este. Ei nici viduri au... legislative, deci... Da, sau, deci, sau vă dau eu încă un exemplu. Se facturează de către Ocolul Silvii cantitatea de 20 de metri cubi, care va trebui scoasă mâine din pădure, da? Se scot după ce le-ai tras la rampă, că nu te poți duce să le cântărești în pădure și să le măsori. După ce le-ai tras la rampă, au fost 21 de metri cubi. Așa, și chestia asta s-a întâmplat, că de fapt am discutat împreună și aspectul ăsta. Da, și au fost 21 sau 25 de cubi, facturați la 20. Bun, penalitate, că n-au plătit anticipat. Deci astea au fost, dar mici, mici divergențe și cu 3, 4, 5 zile, alea nu sunt întârzieri, nici măcar la termenul de facturare, deci la termenul de plată al facturii de 30 de zile nu au venit cu întârzieri. Au fost întârzieri de 1, 2, 3 zile de la emiterea facturii. Mulțumesc. De-aia v-am întrebat. Cu multă am plăcere. Că au fost situații în care s-a livrat masa lemnoasă și au fost întârzieri de săptămâni la plată. Nu, 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 nu. Una, două, trei zile de la emiterea facturii, deci atenție. Da. Ok. Bine, mulțumesc. Mulțumim. Cu plăcere. Mai sunt alte discuții? Supunem la vot proiectul numărul 8. Cine este pentru? Pe voturi pentru. Mulțumesc, vă doresc o zi bună. Mulțumim asemenea. Mulțumim, domnul director, și m-am răpit din timp astăzi, dar vă mulțumim deloc, că alături deloc, de noi. Oricând, oricând este posibil să te alături de asta. Mergem mai departe? Proiect de hotărâre numărul 9 privind aprobarea documentației tehno-economice și indicatorile tehno-economici și ai investiției Centru Cultural și Educațional prin reabilitarea clădirii Morii, oraș Arei. Avizul comisiilor? Buget finanțe avizat. Juridic avizat. Cultura avizat. No, aici, dacă îmi permiteți, aș avea eu câteva intervenții. Să vă spun cum stau lucrurile. Noi o trebuie să intrăm cu această avizare a indicatorilor tehnico-economici, pentru că va trebui să intrăm în etapa a doua, aceea de întocmire a proiectului tehnic pentru clădirea Morii. Vedeți că valoarea inclusiv cu TVA este de aproape, sau mă rog, depășește 1.500.000 de lei, valoarea lucrărilor, construcții și montaj 1.437.000, pentru că aia ne interesează pe noi. Aici am vrut să fac câteva precizări. Vom vota acești indicatori economici tocmai pentru a face pasul următor. Însă, vă spuneam de clădirea primăriei. Aceeași posibilitate pe reabilitare moderată, termică sau energetică, reabilitarea energetică moderată, a PNRR-ului, pe axa de la PNRR, am putea merge și cu clădirea Morii. Însă, ca să mergem cu această clădire a Morii, sunt necesare câteva ajustări
în cadrul PT-ului, care va duce inevitabil la costuri suplimentare, deci în cadrul PT-ului. De ce spun asta? Ca să putem să-l depunem la decontare, pentru că PNRR-ul decontează astfel de lucrări, chiar dacă sunt începute din anul 2020. Deci tot ce a început de la 1 ianuarie 2020, reabilitare termică moderată, energetică moderată. Și atunci noi va trebui ca în cadrul PT-ului să modificăm, să punem un panou, un set de panouri, că sunt fotovoltaice, că sunt solare pe clădirea Morii și mai sunt alte măsuri efectiv pentru eficientizare energetică. Vor fi indicatori, asta încerc să vă spun, că vor fi indicatori tehnico-economici modificați. Nu este doar faptul că trebuie să mai punem și acea sursă alternativă de încărcare. Nu este doar asta. Însă noi vrem să adaptăm acest proiect în așa fel încât să-l depunem la finanțare. Ce înseamnă finanțarea? Noi o să mergem și o să-l depunem la minister, acest proiect. Avem obligația ca într-o perioadă de maxim un an, sau să zic așa, într-o perioadă de 6 luni de zile, trebuie să facem dovada că avem documentația făcută. Noi o avem deja, mergem cu el matur. Și în termen de un an de zile, de la aprobarea finanțării, trebuie să facem dovada că avem contractul de lucrări în mână. Aia înseamnă proiectul tehnic cu toate avizele, licitație făcută și contractul cu executantul lucrării. Și totodată, pe lângă fiecare clădire de acest fel pe care o reabilităm, ca un fel de bonus de la Ministerul Dezvoltării, pe cheltuiala și cu implicarea strictă doar a Ministerului Dezvoltării, se va monta câte o stație electrică pe fiecare astfel de obiectiv. Deci Ministerul își asumă că în momentul în care noi avem acest proiect viabil și acceptat de către ei, la moară vom avea și o stație electrică montată pe cheltuiala Ministerului, cu toate avizele, cu tot ce este nevoie. Dacă aveți dumneavoastră întrebări. Să punem la vot? Da. Dacă nu mai spun, cine este pentru? Proiect de hotărâre numărul 10, privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1,5 metri pătrați, proprietate publică a orașului Avril. Avizul comisiilor? Finanțe avizat. Juridic avizat. Și cultură avizează. Discuții? Punem la vot? Cine este pentru? Haideți să spunem că e un aparat de cafea sau un tonomat undeva la Gheorghe Coșbucu, Bruckenthal, să știe cine se uită la noi. Unde e stația de autobuz? Da, stația de autobuz Gheorghe Coșbucu, Bruckenthal. Foarte bine. Putem trece. 17 voturi pentru da. Proiect de hotărâre numărul 12, privind închirierea coșunilor proprietate privată a orașului Avril. Proiectul numărul 11, vă rog. Cel cu 1200 pășuni. Scuze. Peste. Da. Proiect de hotărâre numărul 11, privind închirierea prin licitație publică al unui teren pășune, în suprafață de 1200 metri pătrați, proprietate privată a orașului Avril. Avizul comisiilor? Buget finanțe avizat. Juridic avizat. Cultură avizat. Discuții? Aici în Bradu undeva, nu domnule primar? Da, da. Este în Bradu, îmi cer scuze, eu m-am ascuns un pic, am desemnat o urgență electronică, am făcut-o acum. O să revin la dumneavoastră. Terenul din Bradu, 1200 de metri pătrați, nu domnul Mircea? Da, este vorba la... Este la limita dintre extravilan și intravilan. Bun, asta era.
Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre numărul 12 privind închirierea pășunilor proprietate privată a orașului Aviv, județul Sibiu. Avizul comisiilor? Buget finanțe avizat. Juridic avizat. Cultură avizat. Aici avem și două amendamente. Unul inițiat de comisia juridică. După ce vor fi prezentate amendamentele, am să intervin și eu. Așa, și mai este unul inițiat de domnul și citești, Gheorghe stai, Daniel Stoica. Ok. Deci, primul amendament adus de Comisia Juridică, pe motiv, în urma ședinței Comisiei pentru Organizarea și Administrarea Pajiștelor Permanente, proprietate privată a orașului Avrit, dar și a celei pe Comisia Juridică, s-au considerat oportune și necesare introducerea acestor condiții în regulamentul privind organizarea și exploatarea pajiștelor proprietate privată a orașului Avrit, județul Sibiu, care are ca scop atribuirea închiriei a pășunilor existente la nivelul orașului Avrit. Așa, și celălalt amendament adus de domnul consilier Gheorghe Stoica Daniel, colegul nostru, pe motiv consider justă și oportună introducerea acestor două noi elemente în cuprinsul regulamentului pentru a veni în sprijinul crescătorilor de animale din UAT Avrit. Discuții? Acolo la Comisia Juridică era 20%, nu? Și priaia. Deci pe Comisia Juridică amendamentul este astfel. Pentru atribuirea directă de pășune solicitantul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții. Adeverință eliberată de medicul veterinar din care se rezulte numărul, specia de animale, vârsta acestora după caz și care sunt înregistrate, adică exploatația să fie înregistrată cu cel puțin 6 luni înainte de punerea cererii. Și a doua propunere, la nivelul, ne referim doar la nivelul orașului Avrig, pășunea care este pe localitatea Avrig, aici face excepție Bradu, Săcădate, Glâmboaca, din suprafața totală de pășune, exceptând pășunea alpină, se va asigura o proporție de 20% pentru ovine și 80% pentru bovine. Acesta este conținutul amendamentului Comisiei Juridice. Te rog, Dani. Da, aceste... Mă scuzați, așa scurt, Dani, până îți dai drumul la microfon, o să spun eu. Aceste două amendamente chiar le văd oportune și ok. Să vedem cum le motivează colegul nostru, domnul Stoica, amendamentele dânsului. Da, dragi colegi, vreau să împachetez, să justific venirea cu amendamentul suplimentar astăzi, pentru colegii care nu fac parte din Comisia de Administrare a Pășunilor. Și domnul viceprimar și ceilalți colegi știm că și am avut mai multe întâlniri, atât cu fermierii, atât între noi, încât am tot gândit un fel de îmbunătățire a regulamentului în interesul crescătorilor de animale. Doar în interesul crescătorilor. În interesul crescătorilor de animale local. Doar în interesul cum dorim. Și ne-am tot concentrat și am găsit o soluție. Amendamentul propus de către Comisia Juridică este foarte bun, doar că în cursul zilei de astăzi am mai venit cu o mică completare. Deci, ce vreau să spun este în felul următor. O secundă să-mi iau în fața ochilor. Deci, pe lângă, sunt de acord cu amendamentul Comisiei Juridice, enunțat anterior de domnul... El a fost stabilit și în comisia noastră, în comisia de pagini, da. Corect. Deci, exact ce am stabilit și în discuțiile cu comisiei de pagini. Corect. Suplimentar, cred că colegii pot confirma, cei care au fost la întâlniri, că propunerea mea ar fi să adăugăm la capitolul 10, articol 32, numărul 8, încă un punct la condiții minimale de înscriere. Și menționez foarte clar, din pure rațiuni de protecție, de a limita venirea fermierilor mari. Vorbesc de fermieri mari, cum avem în apropierea UAT-ului, de exemplu, foarte mulți pești mari care ar putea
pune în pericol oarecum localnicii, din punctul meu de vedere. Și, prin urmare, să mai adăugăm, pe lângă ce avem în regulament, punctul 8. Deci, actualmente sunt 7 al 8-lea, deci pe lângă ce a enumerat domnul viceprimar anterior, prin care cei care doresc pășunați să prezintă o adeverință din care se rezulte că sunt membri activi într-o formă asociativă construită pe raza UAT Avrig. Deci vorbim într-o formă asociativă, că toată lumea, știm, în prima ședință era toată o chestiune. Bă, cum facem să se asocieze? E o chestiune care rezolvă două probleme. Dar să fie de pe raza o formă asociativă, indiferent cum este ea, dar din UAT Avrig. E o măsură de conservare, UAT Avrig. Brădeanu, Brădeanu, Avrigu, Avrig și așa mai departe. Și cu o vechime asocierii, asociația să nu fie răsărită peste noapte ca ciuperca, și să aibă 6 luni, la fel ca și chestiunea anunțată din iaur de către domnul viceprimar, să existe cod de exploatație cu 6 luni vechime. Adică nu pocăne din deget mâine o multinațională și își face o fermă și rămân localnici fără pășunat. E un punct de vedere, repet. Și suplimentar față de ce am... Adică vreau să vin în completare la ceea ce a citit domnul viceprimar din iaur, adeverința eliberată de medicul veterinar din care se rezulte numărul, specia de animale, vârsta acestora după caz și care sunt înregistrate în registru RNE cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii. Asta e exact cum am discutat aseară pe comisie. O virgulă și o chestiune de siguranță, cum se cheamă, sanitar-veterinară, cu statutul de sănătate, conform legii, confirmat de către un medic veterinar. Asta este o suplimentare. De ce? Pentru că dacă există un fermier care poate din motive obiective nu dorește să-și vaccineze împotriva unor moli, probleme, animalele ies cu ele în pășunatul public. Asta ar fi o chestie suplimentară față de ce am discutat aseară. Din punctul meu de vedere, ideal, regulamentul acesta ar trebui să fie supus votul, ar trebui să contopească ambele amendamente. Din punctul meu de vedere, ar trebui să treacă amendamentul Comisiei Juridice prezentat de domn viceprimar, amendamentul nostru care vine, din punctul meu de vedere, și pot confirma, colegii, că ce am discutat în comisie, completate, puse pe actualul regulament. Prin urmare, se vor așeza cum ar veni lucrurile discutate în comisie. Mulțumesc! Eu aș avea rugămintea să îi dăm cuvântul domnului secretar să ne explice din punct de vedere legal, ca să știm înainte ce votăm. Să-l ascultăm puțin și pe Ionel, că ridică mâna. Până și eu vreau să intervin, să spun înainte să răspunde domnul Ionel, te rog. Haideți că pun și eu două întrebări și după aceea poate ne răspunde și mineastră și domnul Stoica și cei care fac parte din această comisie. La acest amendament, da, am văzut că se cere ca membrii să fie activi într-o formă asociativă constituită legal pe raza UAT Avrig, dar undeva în regulament, și asta căutam acum, am citit ceva legat de principiul priorității. Corect. Aici, cumva, se ține cont de acest principiu și ar fi normal ca prioritar să fie locatarii sau fermierii din zonă, nu? Da, mulțumesc, domnul coleg. Tocmai mi-ați luat întrebarea din gură, pentru că știam că una din obligațiile la depunerea cererii trebuia să fie cu domiciliu pe raza UAT Avrig și să aibă înregistrat exploatația la Avrig. Aici mi se pare un pic că forțăm lucrurile peste, dar domnul secretar ne poate edifica. Bun. Asta intervin eu acum. Pentru că proiectul de hotărâre a generat foarte multe discuții, mă văd nevoit să fac anumite precizări. În primul rând, regulamentul de închiriere, regulamentul, este regulamentul de închiriere al pășunilor și nu este regulamentul Comisiei de Administrare a Pășunilor. Văd că sunt tot felul de discuții, că Grancea ne face regulamentele, vă las să vă faceți singuri. Nu am nicio problemă. Puteți să le faceți, dacă e regulamentul comisiei. Nu este regulamentul comisiei, este regulamentul de închiriere a pășunilor proprietate privată orașului Avrig. În primul rând,
Bun, în primul rând vreau să apreciez implicarea Comisiei de Administrare a Pășunilor. Nu este un lucru rău că regulamentul este trecut prin filtrul acestei comisii. Însă propunerile comisiei trebuie să îmbrace și cadrul legal. Din cunoștințele mele, singura asociație înființată în mod legal este Asociația Crescătorilor de Animale din Avrig. Asociație care este înființată în baza ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Act normativ care reglementează principiul liberei asocieri. Libera asociere este reglementată de asemenea chiar de Constituția României. Oricum putem vorbi în cazul de față de libera asociere în condițiile în care impun crescătorului de animale din Bradu, Săgădate sau Glâmboaca și condiționez atribuirea unei pășuni din localitatea respectivă de apartenența la Asociația Crescătorilor din Animale, de Animale din Avrig. Este un abuz cras, un abuz mare de tot. Poate, da. poate că cetățenii din respectivele localități doresc să se asocieze și să-și facă propriile asociații care să le reprezinte interesele. Nu. Și care, da. Pot, și care pot încheia în mod direct contracte de închiriere cu primăria orașului Avrig. Ori vin și vă întreb, în cazul în care cetățenii din Bradu, Săcădate sau Glâmboaca vin și se înscriu în asociația din Avrig, cine încheie contractul de închiriere? Asociația e doar un garant. Contractul de închiriere, la fel ca și până acum, îl încheie crescătorii care au mai mult de 10 animale sau asociație din 3-4 crescători să formeze 10 sau 50. Nu interzice nimeni. E un lucru bun. E un lucru bun să existe asociație. Peste tot în Europa există. În situația în care există asociație, atunci asociația respectivă încheie în mod direct contractul cu primăria. Dar încă o dată, vin și vă spun, e vorba de liber asociere. Nu-l pot eu obliga pe cetățeanul din satul Glâmboaca să se înscrie în asociația Avrig. Dar nu vorbește nimeni de asociația Avrig sau vorbește de o asociație anume. Trebuie să se asocieze, ceea ce spuneam de la bun început. De exemplu. Bun, haideți să vă mai dau citire din lege. Asociația crescătorilor locali, cooperativele agricole locale, grupurile de producători locali, cu sediul pe teritoriul localității respective cu care se încheie contracte prin atribuire directă, trebuie să fie legal constituite, da, înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului. Orice ce ați propus dumneavoastră încalcă legea. Nu, noi am propus, domnule secretar, noi am propus o măsură de a securiza sau de a proteja fermierii din Avrig, să nu se trezească că și-a făcut unul în 31 decembrie 2020. Trebuie să fie legal constituite înainte de data depunerii cererii. Corect. Măi, da, astăzi. Și pe de altă parte, deci legislația îmi spune că trebuie să aibă animale înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor. Da, corect. Bun, dacă vă uitați pe... Nu vreau să nu ne înțelegeți greșit, domnule secretar. Noi încercăm doar să securizăm fermierii din orașul Avrig. Foarte bine, e un și localitățile aparținătoare. Doar la asta ne gândim. Nu ne gândim la ce zice minuni. Intervin așa fără să mi se dea cuvântul. Îmi cer scuze. Nu securizați prin regulament la litera, nu mai știu, E. Nu, nu. Nu. Eu vreau să corectez că discuția asta am avut-o legat de domnul Ionel Spiridon. Din punct de vedere al domnului secretar, încă nu și-a terminat punct de vedere. Din punct de vedere legal trebuie să ascultăm. Că idei avem toți. Deci în regulament la articolul 7, e preluat de altfel. Capitolul 10, articolul. Bun. Închirierea pajiților permanente aflate în domeniul privat se face cu respectarea dreptului de preferință la asociațiilor patrimoniale, ale membrilor colectivității.
proprietari de animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor. Nu vine nicăieri, deci în legislație, dacă vă uitați pe un moment. La articolul 1, la litera D, termenul limită de referință pentru înscrierea în Registrul Național al Exploatațiilor, conform prevederilor articolului 11, aliniatul 1 din Ordonanța 28/2008, privind Registrul Agricol, este finele anului anterior. Procedura de atribuire se realizează prin raportare la termenul limită la finele anului anterior. Deci aici se bat. Dacă omul are înregistrate animalele, discutăm de cereri depuse anul ăsta, dacă omul are înregistrate animalele în Registrul Național al Exploatațiilor la finele anului trecut, eu nu pot să-i resping cererea pentru motivul că nu are înregistrate cu 6 luni în urmă. Nu mă da, dar așa nici nu mai are prioritate, cum zice la principii acolo, cetățeanul, că poate a venit unul în 31 decembrie și și-o cumpărat omul pe bună dreptate 1000 de vaci. Și atunci la capitolul 7, la principii, articolul 10, litera F, litera G sau litera F, da, prioritățile la atribuire. Acest principiu se aplică crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice. Tatare oi de 10 ani de zile, principiul ăsta e bun pentru mine, dar a venit nenea ăsta pe 31 decembrie și mi-o cam furat principiul. De-aia noi am încercat pe comisie să băgăm treaba cu 6 luni de zile. Rând, dacă urmăriți litera F, principiul priorității la atribuire. În primul rând, au prioritate cei care au avut deja contracte de închiriere. Perfect, pot să intervin? După care urmează un al doilea principiu, principiul crescătorilor de animale din localitate. De animale din localitate. Perfect. Domn primar, vă rog. După aia, Dani, aici te cuvântul. Domn primar, nu știu, aici? Aici. Păi da. Dar nu se aude. Semnalul, microfonul, domn primar. Da, îmi cer scuze. Eu am vrut să fac o sinteză a ceea ce s-a discutat și ceea ce v-am mai spus și în ședințe anterioare. Și acela că noi, într-adevăr, avem puterea de a decide la nivel local, dar puterea noastră de a decide la nivel local se oprește strict când intri în contradicție cu legea. Noi nu avem la nivel local puterea de a modifica o lege și principiile unei legi. Atunci va trebui să fim foarte atenți la amendamentele pe care le votăm astăzi și să ne pliem pe lege, pentru că nu ne dorim niciunii dintre noi să ne trezim cu un proces peste 2 luni după ce semnăm contractele, că i-am descalificat în mod abuziv pe unii, da? Că aveau prevederi legale. Legiuitorul nu se va uita și peste regulamentul nostru, dar va avea prioritate la el hotărârile de guvern și legile organice. Ne trezim cu contestații. Și ne trezim cu anularea în instanța unor, pentru că vrem să îi sprijinim numai pe ai noștri. Dar încă o dată, avem principiu cu prioritate, au prioritate cei care sunt pe raza. Și mai este ceva, haideți să fim serioși. Avem condiții obligatorie să aibă domiciliu pe raza orașului Avric și exploatația înregistrată pe raza orașului. Dacă cumva rămâne teren liber, se intră în etapa a doua în care vor putea să vină și alții. Nu, domnul secretar? Da, în situația în care rămâne pășune neatribuită, atunci va fi... Da. Cam aici este. Haideți să ne limităm la etapa întâi, că eu zic că în etapa întâi, dacă suntem înțelepți și crescătorii noștri de animale sunt înțelepți și nu se bat prea tare sau acceptă propunerile pe care le putem face. Se înțeleg ei între ei, că e foarte important. Înțeleg între ei, nu se licitează unii pe alții și nu ieșim din etapa întâia. Închidem totul în etapa întâia. Asta toate în condițiile în care nu vine un
o multinațională și nu licitează pentru tot. Dar și nu atunci... are cum să vină domnul Stoica, atâta timp cât, cât principiul priorității... Din moment ce spune local. Că trebuie să fie cu domiciliu stabil. Cu domiciliu stabil în Avrig, există. Eu îmi fac mâine buletin, în două săptămâni stabilit, reprezint firma Pharma and Pharma. Îmi fac mâine buletin. Mâine ți-l poți face, băi Stoica, mâine ți-l poți face, e târziu. Ți s-a spus că la sfârșitul anului 2021, tocmai am discutat subiectul ăsta. Încercăm să ne scârpinăm tot așa, să ne motivăm. Îmi pare rău că am discutat în comisie atâtea lucruri și venim și discutăm acele lucruri și în ședința de Consiliul Local. Mâine, acum se pot trezi viteji, e foarte clar. Legea spune că trebuie să fie de anul trecut. Ai cuvântul, Ionel. Mulțumesc. Din calculele pe care le aveți, noastră, cei din comisie, se ocupă tot pășunatul sau rămâne și... Din câte... Da. Nu, cine? Da. Îmi fac așnei. Da. Din câte știm, din câte ne-au spus la ultima ședință din primărie, doctorul Badea a zis că UMV-urile parcă ar fi sub, nu? Sub teren. Deci sub tot. Avem suprafață care se va atribui mai mult. Cred că suntem sub teren. Exact. Este suprafață suficientă pentru n-o să capete n-o de animale. Nu o să supra-încărcăm terenul cu animale. Și este o să pe gândească poate mai mult decât am stat. Nu o să suprapopulăm cu animale, o să ne ajungă terenul. Zicem noi, estimăm noi. Însă când s-a făcut calculul, nu ar trebui să luăm în calcul absolut toate pășunile. Pentru că vă spun, dacă vă uitați pe partea de dos, zic bine, da? Avem două blocuri mari sau două suprafețe mari de teren care însumează 100 și ceva de hectare. Acolo n-a mai fost pretabil. Ele sunt pe ordinul prefectului ca și pășunat. E chiar vecinătatea uzinii mecanice Mârșa, între Racovița, mecanica Mârșa și pășunatul pe care îl știți. Deci acolo nu avem, acolo efectiv este pădure. Nu văd. Deci dosul este tot pădure. Și să vrei, nu poți să-l... El este pe amenajament, neproductiv, există pe amenajament, dar nici nu putem să-l scoatem la închiriere. Acum, pentru că la ca să-l aduci la nivelul de pășune, probabil trebuie să-l predai la Ocolul Silvic să-i facă exploatare forestieră pe el. Știți foarte bine ce înseamnă dosul, din Valea Greșilor în dreapta, toată liziera aia vecină cu unitatea militară. Acolo nu s-a pășunat niciodată de 30 de ani de când știm noi. Noi avem acte, e terenul nostru, figurează ca și pășunat. Da, domnul secretar, așa este? Așa este, domnule. Deci acolo, ăla... Că ne întrebam, avem 3.000 de hectare, să le închiriem pe toate. Chiar pe toate nu o să le putem închiria. Bine este, frumos ar fi să ajungem cât mai sus. Pentru că nu poți să scoți acolo 150 de hectare, cred că nici capra nu mai poate intra în el. Poate asta vreau să zic eu, poate găsim un crescător de animale care vrea să-și extindă pășunea, poate are capre sau ceva care să pretează. Nu mai poate, pentru că acolo nu mai este un pășunat împădurit care poate fi curățat. Acolo trebuie exploatat în regim silvic, scât mine arborii. De groși, nu de înalți. Știți cu toții ce înseamnă când urci de la iepurărie, de la găinărie, în sus, pe partea dreaptă, până în râul Mârșii, care, sau mă rog. Acolo cred că e și teren cu înclinație, domnul primar. Cred că e și teren cu înclinație și pădure, clară. Haideți, dacă mai punem sunt. Punem la vot amendamentele? Nu, domnul Spiridon mai vrea. Încă o întrebare, adică în scenariul următor, un cetățean al Avrigului, X, are două vaci. 10. Trebuie 10. Bun, are două. Da. Se asociază... Și mai ia doi cetățeni cu el. Ajunge în punctul în care nu o să se poată asocia, că nu se înțeleg. Atunci nu ia nimica. Atunci nu ia nimic. Nu se poate asocia într-un... Ionel, are posibilitatea să intre în ciurda statului în asociere cu alți căscători să formeze. Ionel, gândește-te... Ideea este în felul următor. Noi vom lua în calcul, să zicem așa, un crescător mai mare din Avrig care are 30 de animale, vine și solicită pășunat pentru 50 de animale, da? Și justifică cererea pentru 50 că își aduce, uite, iau și vacile lui X și a lui Y, și al lui Z.
și aduce toate actele necesare și pentru, dar cererea o face el, care are peste, am înțeles, peste 10 animale. El încasează banii de la APIA și la rândul lui dă banii. Eu am întrebat, la rândul lui ar trebui să se îngrijească de vânzarea pășunii. Cumpără Mitsubishi el 200 și da. Am întrebat ca să nu rămână nimeni afară. Pentru asta este domnul Spiridon, că dacă ne apucăm să împărțim la două vaci, la o ciurda satului, care sunt 50 de oameni cu câte o vacă, două, să împart, să face aceleași acte pentru... Perfect de acord, domnul Santinel. Da. Europa de... Că știu că există discuții între ei, da, și nu se prea asociază, nu se prea înțeleg. Mă, asta e principiul. În Europa de 20 de ani se încearcă cooperativele. Nu, domnul Paraschiv. Da, exact. Da, mulțumesc. Dar ei nu se pot avea între ei și de acolo ies. Toată problema e de la bani, că nu știu cum se împartă. Da, ei din banii de subvenție, ei din banii de subvenție, în general fermierii din banii de subvenție ar trebui să-și vadă de terenuri, de tăiat mărăcini și de alte chestii. De a contractele acum și pe 10 ani, care e un lucru foarte bun, ai timp să defrișezi în primii ani și după aceea să beneficiezi de subvenție în următorii ani mult mai mult. Exact. Eu vă mulțumesc pentru explicație. Da, Dani, te rog. O ultimă intervenție. Principiul la capitolul 7, litera F, principiile numerate acolo sunt fără de valoare atunci când există două părți care sunt interesate de o parcelă. Ăsta e punctul 1, nestatuat. Prin amendamentul venit suplimentar pe care l-am discutat și l-am rediscutat în comisii și toți colegii știu despre ce e vorba, practic facilităm venirea altor interesați. Adică protejăm actualii fermieri. Domnul primar, nu cu bă Stoica, cu domnul primar, că așa se vorbește civilizat, chiar speră că va exista o înțelegere între fermieri. Eu mă îndoiesc că o să existe o înțelegere când vine vorba de... Adinea o discutam de fermieri, că nu o să se înțeleagă 2-3, dar aminte când o să existe conflicte și inevitabil se vor ajunge la licitații. Și odată, cum e liber pentru toată lumea, cum zice domnul secretar, legea la nivel național permite oricui, oricine din țară poate să vină să liciteze la un moment dat, făcând îndeplinind formalitățile după care... După s-au epuizat cererile crescătorilor locale. Corect. Perfect. Ok, bine, un punct de vedere. Dani, până la urmă vrei să spun ceva, nu e problema noastră că dacă se înțeleg ei sau nu. Problema noastră să închiriem pășunea și noi le dăm posibilitatea să o închirieze la un preț ok. Dacă ei nu se înțeleg, o să-și facă singur rău pentru că o să intre în licitație și o să le fie bine. E foarte simplu. Dar am zis, domn primar, numai o secundă, domn primar. Noi am zis, după ce vin cererile, așa am discutat pe comisie, după ce vin cererile, încercăm să-i strângem pe cei din Avric, din Bradu, să discutăm pe hartă cu ei, băi, oameni buni, haideți să vedem cum îi facem. Că pentru voi vine greu dacă voi vreți trei fermieri Tarlaua 103, atunci o să intrați în licitația aia, unul luați 103, unul 102, unul 101. Asta o să fie din nou și din nou alte discuții și alte povești pe comisie. Da. Acum, v-aș sfătui, haideți să votăm cele două amendamente ale comisiei și ale colegului Stoica, haideți să le votăm, haideți să continuăm să mergem înainte. Eu cred că noi ne-am făcut treaba în comisie, am încercat să sprijinim, să fie bine pentru fermierii din Avrig. Și acum, dragilor colegi, puneți mâna pe telefoane dacă aveți întrebări și întrebați-ne pe oricare din comisie, că am discutat, am întors și am răstălmăcit fiecare regulament în parte, l-am discutat de până la urmă, cred că toți avem posibilitatea să vă răspundem. Corect. Corect. Și legătele concluzione și eu. Înainte de a interveni domnul Gavrilă, pentru că vrea și el să intervină, îmi cer scuze, Dani, dacă m-am adresat necorespunzător. M-am supărat și eu, pentru că una este să susții niște amendamente ale tale în care crezi și alta este să încerci să induci un consiliu local pe o cale mai puțin legală. Și atunci, uitându-mă foarte bine, și eu aș avea mici rețineri și la amendamentul Comisiei Juridice, dar ne spune domnul secretar, pentru că eu ce-mi doresc? Să nu ajungem în litigiu cu nici unul din cetățeni
și să ajungem la anularea acestor contracte. Trebuie să o facem în spiritul legii. Și atunci, acel amendament care spune și care sunt înregistrate în RNE cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii. Domnul secretar, amendamentul Comisiei Juridice este ok? Eu v-am spus care e punctul de vedere. Deci, ordonanța 34/2013 prevede obligativitatea înscrierii proprietarilor de animale în Registrul Național al Exploatațiilor. Și v-am făcut trimitere la articolul din regulament, care prevede obligativitatea înscrierii la sfârșitul anului, ca și perioadă de referință. Ca și exemplu, deci eu dacă depun o cerere în martie, să zicem, dacă merg pe considerentul să fie înscris în urmă cu 6 luni, asta presupune că să fie înregistrat în septembrie. Ori lucrul ăsta se bate cap în cap cu înscriere din Registrul Agricol, care ne spune ca și perioadă de referință sfârșitul anului. Există posibilitatea ca poate unul dintre fermieri care au o încărcătură mai mare să liciteze, să le ia talaua la alții. Tot pe lege. Da. Da, așa e, corect. Greșesc? Greșesc aici. Nu greșiți deloc. Da, există posibilități. Domnul primar, ați început perfect. Ați început perfect, ați luat punct cu punct. Următoarele, vă rog, continuați. Tot așa e perfect. Deci, ca să evităm, să ajungem în tot felul de litigii, noi ar trebui să respectăm legea. Nu să ne credem noi mai mari decât legiuitorul care a dat un cadru general și noi în acel cadru general ne putem juca, să spunem. Cum e chestiunea care am pus-o, minim 10 animale. Ok, nimeni n-are nicio problemă. Că nu spune nicăieri că și ăla cu unul are drepturi egale. Sau să n-aibă datorii la bugetul local. Foarte sau bun. Să n-aibă datorii la bugetul local. Este perfect legală. Dar atunci și la amendamentul Comisiei Juridice, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, din păcate, ca să evităm, eu v-aș propune să o lăsați să facă dovada din anul anterior, dar rămâne pe lege. Noi începem în martie să semnăm contractele, vor avea 3 luni. Da, este un pic dureros, dar m-am uitat, să știți că și la APIA același principiu îl folosesc. Cei care la finele anului au închis au dreptul să-și depună anul ăsta cerere nouă și exploatațiile noi trebuie făcute anul trecut ca să poată fi beneficiare de depunere la APIA. Încă o dată, ce-mi doresc eu acum este să creăm acel cadru de necontestat a închirierii pășunilor, în așa fel încât să ne semnăm contractele pe 10 ani de zile, crescătorii să stea liniștiți, noi să stăm liniștiți. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă intrăm într-un litigiu, noi le dăm contractele, după 2 ani de zile o instanță va spune se reziliază contractele și ei au depus deja agromediul la APIA. Le cere toți banii înapoi oamenii. O să ne trezim ca primăria Racovița, care are consilierii și acum probleme la DNA și nu știu pe unde. Da, eu e posibilitatea la fel, la fel se poate licita și unii să rămână doar cu 0,5 hectare și alții cu 2 hectare pe animal. Nu. Deci posibilitatea asta există doar de la localitate la localitate. E posibil ca în Avrig să le revină, știu eu, în funcție de numărul de cereri și de numărul de animale pe care le au, să le revină o suprafață de teren. Și dorește. Domnul Gavrilă, ei pot să liciteze doar pe cap de animal pe cât ia la hectare. Nu pot da. Să ia 150 de hectare și să aibă 50 de vaci. Nei, poți să te duci până la 2 hectare pe animal. O să te duci. Și poate să rămână alții cu 0,5 pe animal. Dacă e vorba de licitație, încă o dată, eu le transmit de 6 luni de când discutăm că ne apropiem, le transmit mereu că trebuie să se pună toți la masă. Da. Asta am povestit și pe comisie, cu ei și tot. Numai domnul, să secretar, domnul secretar, cum
ne sugerați să votăm? Ionel. Da, asta voiam să întreb, ultima intervenție. Eu nu vă pot influența în niciun fel votul. Păi nu, dar cum putem egal? Eu v-am spus punctul meu de vedere și pe amendamentul domnului Stoica. Sunt membri activi într-o formă asociativă constituită legal pe raza OAS. Încă o dată. Ce e ilegal? Constituită în mod legal, în momentul de față, e una singură. Revenim la ceea ce am spus mai devreme. Deci eu nu fac decât să-l oblig. Deci și nu se pot crea mai multe. Propunerea dumneavoastră nu face decât să îngrădească lucrurile. Nu, spuneți-mi ce este ilegal. Ilegal este că libera asociere este specificată până și în Constituția României. Noi îi obligăm acum să se asocieze. Deci nu pot să vin să-l oblig. Și spune că este libera asociere, doar dacă vrei. Nu te obligă nimeni să o faci. Cum poți să vin să-l determin să se... Noi acum îl îngrădim, îi spunem, vii la ceva, numai dacă... Sigur că asociația este idealul. Eu nu înțeleg care e ilegalul de aici. Ăsta ar fi idealul, să existe asociație care va încheia contractul cu primăria. Dar vin și vă întreb, cum încheie asociația din Avril contract pentru Săcădată? Nu, asociația nu încheie contract, asociația. Da. Iar revenim, eu nu găsesc niciun... Păi Săcădate poate ilegal. Să-și facă asociația. Domnul coleg Stoica, îmi cer scuze, domnul coleg Stoica. Până și în Constituție și în lege spune așa că libera asociere este opțională. Noi, acum, de fapt, îl obligăm ca să ajungă la niște resurse, îl obligăm să se asocieze. Deci aici este ilegalitatea. E dată și în Constituție și spune că de aia este libera asociere. Să-i lași pe oameni. Dar noi acum venim și spunem, nu nene, numai aia care v-ați asociat. Perfect. Dreptul la replică, vă rog, nu știu, mai avem președinte. Ionel, cred că era înainte, Ionel. O ultima intervenție la sfârșit. Pot să răspundă domnul secretar, că pentru domnul secretar e întrebarea. Amendamentele sunt pe lege sau nu sunt pe lege? Și mă refer la ambele amendamente. Și puteți răspunde după ce... Niciunul dintre ele nu e pe lege. Mulțumesc. Spune, Dani, cum vă contrazic acum, foarte grav. Deci, încă o dată, nu un pic, legat de asociație. În cazul proprietarilor de animale, membrii ai colectivității locale sau care au sediul exploatației pe teritoriul localității respective și sunt membrii ai unei asociații constituite în condiții ordonanței 26/2000 cu privire la asociații fundații și exploatează în comun o suprafață de pajiști, contractul de închiriere se încheie cu asociația în baza unui centralizator care cuprinde acordul datei de identificare număr de animale. Deci dacă există o asociație legal constituită, atunci contractul se încheie cu asociația respectivă. Corect. Și acum o ultimă întrebare. Tot pentru domnul secretar. Am și eu o întrebare. Domnul secretar, în condițiile în care se votează aceste amendamente, vă puneți viza de legalitate pe proiectul de hotărâre? Nu. Da. Da, mulțumesc. Pentru mine a fost edificativ. Însă, totodată, ca să-mi fac eu părerea mea personală, la nivelul orașului Avrig, din suprafața totală de pășune, exceptând pășunea alpină, se va asigura o proporție de 20% pentru ovine, 80% pentru bovine. Corect. Asta este ok? Da, e foarte ok. E regulă. Domnule primar, vă mulțumesc. Intervenție. Domnule primar, domnule secretar, haideți să retragem proiectul, mai stăm două zile cu el și facem ședință de îndată joi-vineri, miercuri, joi-vineri. Doar pentru proiectul ăsta. Haideți să-l mai discutăm o dată. Păi nu, ce să mai discutăm dacă ne-a prezentat domnul secretar? Crescătorii de animale nu pot să-și facă cererile și se apropie de perioada de punere la apia. Pentru două, trei zile nu contează. Regulamentul ăsta va fi pe 10 ani de zile. Orice contract făcut cu regulamentul ăsta, hai să mai stăm două zile.
Hai, domnule primar, haideți încă 20 să-l discutăm. Se poate retrage din primul punct de la amendament, domnul secretar? Nu, retragem proiectul, domnule primar. Nu, nu, nu e vorba de retragere, e vorba de vot. Eu vă recomand tuturor să trecem la procedura de vot. Recomandarea mea este, dumneavoastră decideți, să votați amendamentul 2 al Comisiei Juridice, să nu votăm celelalte amendamente și să dăm drumul la regulament așa cum este. Da, așa ar fi cel mai indicat. Din punct domnul de vedere secretar, legal. Amendamentul 2 al Comisiei Juridice are temei legale? Are, da, v-a răspuns că are, da. Bun, da, am înțeles. Am pus și o întrebare mai... Cu 20% pentru ovine și 80% pentru... Dar doar pe suprafața pe pășunatul de pe Avrig. Așa da. Doamna președinte, haideți să nu le pripim. Să treceți la vot pe amendamente, luați-le pe fiecare. Eu, fiind inițiator, pot să mai zic o ultimă chestiune. Vreau să mă înscriu la cuvânt după ce mi-ați un drept la replică, care e legal și constituțional, domnul primar, peste tot. Că nu putem obliga pe nimeni să ne asocieze, că este ilegal. Dar apă canal, când te obligă pe scara blocurilor să te asociezi în asociații de locatari, nu mai e ilegal? Acolo e legal. Aici e ilegal. Deci să fim foarte atenți, nu e vorba de legalitate, e un punct de vedere, e o propunere până la urmă, atenție, se votează. Punctul 1, important, punctul 2, îl ignorați total, chestiunea cu viza de sănătate de la medicul veterinar. Aia iarăși nu contează. E o chestiune de, nu că iau acasă o vaca, e o chestiune de importanță majoră, de sănătate din punct de vedere sanitar veterinar. Că ne scapă dintre degete, deci nu toate amendamentele sunt ilegale. Domnul coleg, aici vă contrazic. Legea de funcționare a condominiilor și a blocurilor, avem lege și spune că trebuie constituiți în asociații. Avem o lege exact pentru condominii și blocuri de locuințe colective. Care spune, avem legea de apă, avem legea de gaz, avem legea de electricitate, care spune că operatorul vine până la limita de proprietate. Și avem și legea asociațiilor. Și... Dar poate ar fi bine să discutăm pe subiectul care... Domnule secretar, ne ia 5 minute. Domnule primar, domnule secretar, ne ia 5 minute. Haideți să-l retragem dimineața la 10 la domnul Mircea în birou, comisia, 20, o oră, două povești. Vedem cum putem să-i protejăm pe ei noștri avrigeni fermieri să cădețeni glâmboceni. Facem o ședință de îndată de 3 minute și am terminat treaba. Că prea s-o iscat poveștile doar pe ultima sută de metri, acum de două zile fierbe tot. Haideți să o lăsăm un pic moale, haideți să vedem mâine, domnule secretar, domnule primar. Legile rămân la fel, nu se modifică legile până mâine. Trebuie să găsim alte formalități. Că până acum Farcaș ne-am întâlnit pe comisia și n-am făcut nimica din câte observ. Efectiv, am pierdut vremea 10 ore din viață să stau să ascult de fapt. Haideți, domnule secretar și domnule primar, ne ia o zi, o zi. Eu am spus punctul meu de vedere, am un proiect pe care l-am supus atenției, va merge la vot proiectul de hotărâre. Nu pot să retrag acum, nu am pârghile legale să retrag acum. Haideți să nu-l eu mi-am exprimat punctul de vedere, a zice și zic așa, orice discuții prea puternice pe marginea proiectului de hotărâre, nu face decât să ne învrăjbească și să iște tot felul de discuții. Eu zic că trebuie închis acum, așa cum este. El este bun în principiul lui regulamentul și o să vedeți că o să și funcționeze. Bine, că nu o să putem mulțumi pe toți, asta clar. Are chestiuni care, să știți, în urma discuțiilor cu comisia, cu dumneavoastră, la care am participat și eu din când în când, nu la toate, am preluat destul de multe din provocările pe care ni le-ați ridicat dumneavoastră. Două. Chiar și ălea. Haideți, am discutat de 20%, 80% pentru Avrig. Am discutat de impunerea unui plafon de la 10 animale în sus, da? Am discutat mai multe, le-am preluat. Care sunt legale? Am diminuat de la 70 de oi la 50 de oi. Iar un lucru pe care nu era de acord cu el. Deci punctul 2... Haideți, vă rog, doamna președintă, haideți, că deja supuneți la vot fiecare amendament în parte, pentru că pe ambele amendamente sunt câte două. No, supun la vot amendamentul numărul 1, inițiat de Comisia Juridică. Dar te rog să-l mai citești o dată.
Ambele puncte sau nu înțeleg? Dar în fiecare. Nu, l-aveți în față fiecare? Primul dar punct, prima, da, primul punct, Sanda, primul punct îl citești, îl supune. Deci amendamentul numărul 1. Da. Punctul 1, pentru atribuirea directă de pășune, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Adeverință liberată de medicul veterinar, din care să rezulte numărul specia de animale, vârsta acestora, după caz, și care sunt înregistrate în RNE cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii. Da. Supunem la vot amendamentul cu punctul 1. Da, asta e punctul 1. Spuneți cine e pentru. Și punctul 2, ok. Nu, unul din amendament. Supune la vot. L-ai citit, Sanda, acum îl supui la vot. Aia, și-am supus la vot amendamentul cu punctul 1. Cine e pentru? Două voturi pentru. Se respinge punctul 1 din amendamentul Comisiei Juridice. Citiți, vă rog, punctul 2. Punctul numărul 2, la nivelul orașului Avrid, din suprafața totală de pășune, exceptând pășunea alpină, se va asigura o proporție de 20% pentru ovine și 80% pentru bovine. Supun la vot cu punctul numărul 2. Ați zis că e legal, domnul secretar. Da, e ok. Da, e singurul care e legal. Da. 17 voturi pentru. Amendamentul numărul 2, inițiat de Gheorghe Daniel Stoica, punctul 1. Pentru... Se adaugă la capitolul 10, la articolul 32, se adaugă sub numărul 8, adeverință din care se rezulte că sunt membri activi într-o formă asociativă constituită legal pe raza UAT Avrid, cu o vechime mai mare de 6 luni, punctul 1, se pune la vot, amendamentul. Două voturi pentru, trei voturi, se respinge amendamentul. Punctul numărul 2. Pentru atribuirea directă de pășune, solicitantul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții. Adeverință eliberată de medicul veterinar, din care să rezulte numărul, specia de animale, vârsta acestora, după caz și care sunt înregistrate în RNE, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, cu statusul de sănătate conform legii, confirmat de medicul veterinar. Amendamentul numărul 2 cu punctul 2. Trei voturi pentru. 4. Care era al patrulea? Paraschiv Gavril Stoica. Nu-l vedeam, scuze, nu-l vedeam. Da, e semi-umbră. 4 voturi pentru, se respinge. Acum s-a îndat proiectul de hotărâre cu amendamentul care a trecut. Da, supun la vot proiectul numărul 12 împreună cu amendamentul numărul 1, punct 2. Haideți să-l respingem pentru o zi. Voturi pentru, sper să nu fi greșit. Numărați votul. Mai numărați odată. Încă o dată, țineți mâinile sus ca să putem să numărăm. Paisprezece. V-am cerut ieri, domnul Paraschiv, să vă mai întâlniți o dată azi, în dimineața asta, dacă mai erau probleme. Abținere, respingeri. Problemele au apărut între timp. Abținere. Două abțineri. Trei. Paraschiv, Căbuz și Stoica. Bun, e regulă, 14. Trei abțineri. Deci cu 14 voturi pentru a trecut proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 13, privind actualizarea standardelor de cost per an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice. Avizul comisiilor? La buget finanțe avizat. Juridic avizat. Cultură avizat. Discuții? Cine este pentru? Cine l-a vot? 17 voturi pentru.
Proiect de hotărâre numărul 14, privind acordarea unui ajutor de urgență familiei Achim, reprezentată prin domnul Nicolae Achim, domiciliat în Bradu, numărul 251, în vederea refacerii imobilului distrus în urma incendiului din data de 29.02.2022. Avizul comisiilor? Cet finanțe avizat, juridic avizat, cultură avizat. Foarte scurt, aș vrea să intervin aici și să spun doar atâta. În luna viitoare veți avea pe ordinea de zi un regulament care a fost cerut de mai mult timp, care să reglementeze cuantumul unor astfel de ajutoare. Se lucrează la el, este aproape gata și în luna viitoare, în martie, vom discuta acest proiect de hotărâre, da? O alegere foarte bună, domnul primar. Da, știu, domnul Stoica. Până acum se putea atribui până la 700 de lei, parcă, nu? Nu. Direct, primarul. Eu, în calitate de primar, pot să analizez cazurile și să dau până la 700 de lei. Tot ce depășește 700 de lei, intru în fața dumneavoastră. Dar regulamentul pe care îl vom face va prevede pentru incendii o sumă fixă. Ți-o arzi ceva, ai documente pe casă, un set de documente care trebuie prezentate, primește atâta. Pentru cazuri medicale primește atâta. Ca să nu mai interpretăm că, știți, facem propunere. Acum știți foarte bine, eu de-a lungul timpului am intrat astfel de ajutoare de urgență tot cu 2000 de lei în fața dumneavoastră, da? Da. Bună la vot? Da. Există pentru? Pe voturi pentru. Și ultimul proiect de hotărâre, numărul 15, pe ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în calitate de membru și membru supleant în Comisia de Evaluare a Probei de Interviu pentru concursul de director și director adjunct pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din UAT Avrig, inițiator, primarul orașului Avrig. Avizul comisiilor? Gest finanțe avizat. Juridic avizat. Cultură avizat. Discuții? Da, probabil vă veți pune întrebări de ce am venit cu astfel de nominalizări. O să vă spun foarte clar. Este vorba de interviurile pentru cei trei directori care se desfășoară la inspectoratul școlar. Aveam persoane foarte, să zicem, implicate în învățământ, adică care lucrează direct în învățământ, însă nu mi s-a părut ok să trimiți un învățător, profesor, să-și analizeze viitorul director la interviu. Deci subordonatul n-are ce căuta acolo și tocmai de aceea, pentru că am discutat de doamna Jugărean, de doamna Dagmar, am discutat chiar și de Vasi Lixi, dar oare pe fata dânsului lucrează în învățământ și prin eliminare am ajuns unde suntem acum. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Până nu sunt supuneți la vot proiectul de hotărâre. Domnul secretar, eu să menționați că mă abțin că sunt în comisie. În regulă. Supuneți la vot. 16 voturi pentru. Eu mă abțin, domnul secretar. Vă abțineți? Mă abțin, păi, dar nu sunt nominalizat, să nu fie ilegal. Președinte, îmi cer scuze, m-aș retrage că sunt într-o parcare și trebuie să intru la întâlnire. Vă mulțumesc mult. Okay. Pentru să vă trageți. O zi bună. Epuizat ordinea de zi. Intrăm la diverse. Avem raport de activitate, asistență personal desfășurată în semestrul al doilea al anului 2021. Discuții? Nu cred că sunt discuții. Mai avem o adresă către domnul primar. Asta am discutat-o când a fost domnul Prodan.
Prodan. Adresa de la Curtea de Conturi. Poți, domnul Prodan, da, și-o zis. Și mai este una. Doi Puizat. Nu. Nu, mai avem una pe ordinea de zi. Ați primit cu domnul Clinca. Avem o adresă Cultură, da. Către Unitatea Administrativ-Teritorială pe care mi-am permis și am dat-o în cabinetul primarului. Doamna Lidia Bădil a făcut o traducere și adaptare în limba română. O aveți pe toată, ați citit-o, nu-i suficient că s-a îndreptat împotriva noastră Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării a făcut o notificare către Comisia Transfrontalieră care a gestionat acest proiect. Dacă nu mă înșel, eu cred că este Comisia Jasper de la Budapesta. Da. Și avem o notificare de la această comisie în care că ne spune că avem de plătit suma de 148.000 de euro către dânsii și ne somează să-i plătim în 2 luni, după ce ne-a venit. În 2 luni de la data venirii. Deci nu mai este, e complicat, nici nu știu cum vom proceda. O să purtăm o discuție mai elaborată și cu avocatul și cu compartimentul juridic. Pentru că acum cred că nu mai este suficient să ne ducem în instanță cu Ministerul Dezvoltării doar. Și să ne apărăm. Cum facem, domnul secretar? Există o acțiune pe rol pentru suspendare. Există o acțiune, dar totodată e Comisia Jasper de la Budapesta. Acum ne execută și ei. Deci avem 700.000. Nu, 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 nu. E aceea sumă. E vorba de aceea sumă. Numai nu trebuie recuperată neapărat de Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării a fost intermediar între... Am înțeles, da, Jasper și... Între Jasperul de la Budapesta și primăria orașului Avric. Jasper, care este o comisie inter... sau transfrontalieră de gestionare a fondurilor care au fost alocate în cadrul unui proiect, nu doar românesc, pentru că proiectul a fost cu parteneri din mai multe țări. Și mai avem o adresă, dacă nu mă înșel, la diverse, cred că v-am pus-o, de la o autoritate din Franța. La Franța, da. Care ne invită la un seminar în Franța. Erasmus. Erasmus, da. 8-10 martie. 8-10 martie. Eu vă spun așa. Să zicem, liderul din Franța asigură cazare, masă și transport local pentru doritori. La Mirela Frâncu găsiți o adresă de o platformă pe care vă puteți înscrie dacă vreți, din partea primăriei orașului Avrig. Va trebui să știți că veți avea de suportat biletele de avion și transferul de la aeroport la locație. Trebuie totodată, pentru cei care sunt interesați, să veniți să vă luați adresa și să vă înscrieți pe platformă. Deci dacă vrea cineva să... participe din cadrul Consiliului Local Avrig, veți avea de plată biletele de avion și transferul de la aeroport la locație, iar acolo veți avea asigurat de fiecare participant cazare, masă și transport local. Și bineînțeles, participarea la activitățile care le au. Domn primar, și biletele nu se ia într-un pachet, chiar dacă le plătim separat? Tocmai pentru că este o platformă, se pot lua într-un pachet, dar eu nu știu dacă aveți intenție să mergeți. Eu personal nu voi merge. Uite, eu ce dintre dumneavoastră? Noi vă dăm adresa de mail, verificați până atunci disponibilitatea biletelor de avion, vedeți cât vă costă. Bineînțeles, cu transfer, că nu-i numai biletul de avion, nu știu cât va mai fi, 20-30 de euro și transportul de la aeroport în orașul respectiv, 50, nu știu cât,
și vă înscrieți dumneavoastră din partea autorității, consilier în cadrul Consiliului Local Avric sau Primăria Avric, vă înscrieți pe platforma pe care noi vom pune la dispoziție adresa. Locurile nu sunt limitate, să știți. Deci, bine. Haideți să concluzionăm. Dacă vrea cineva, treceți pe la primărie, luați adresa, vă înscrieți. Da? Și punct. Și punct. Și punct. Sigur că da. Bine. Alte discuții, dacă mai sunt. Declarăm ședința încheiată? Da. Nu mai sunt discuții? O zi bună, vă doresc sănătate. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. La revedere! La revedere! La revedere! Sănătate!